pe această mamă, această familie nu trebuia direcționată către Cluj și profesorul Ciuce nu trebuia să se angajeze că tratează acest copil. Dânsul a sperat că copilul va ajunge la termen, când probabil că ar fi putut să-l opereze. Dar problema este că această mamă avea deja în antecedent o naștere prematură la 23 de săptămâni. Deci, dânsul avea niște antecedente obstetricale care erau preconizate a se repeta. Dacă ar fi făcut o comisie interdisciplinară cu neonatolog, cu ginecolog cu care să discute acest caz, probabil că nu s-ar fi angajat față de părinți să-l operează. Era de prevăzut că se va naște prematur. Deci, însă dânsul n-a făcut aceste lucruri și a asumat singur răspunderea, le-a oferit părinților niște speranțe care s-au dovedit ulterior a fi deșarte. Sigur, e frumos să dai speranță oamenilor, dar această speranță trebuie să aibă și un substrat real. Cam astea sunt...